Dragii mei, când Domnul Iisus Hristos era aici pe pământ, El, Fiul lui Dumnezeu, coborât în lumea noastră și întrupându-se, locuind printre noi așa ca om, spune Sfânta Scriptură că într-o zi s-a oprit în dreptul unui om și a pus următoarea întrebare: ce vrei să-ți fac? Imaginați-vă că în această seară Dumnezeu din cer ar veni în locul acesta și în mod perceptibil s-ar îndrepta spre fiecare dintre noi și ar pune această întrebare: ce vrei să-ți fac? Sau nu vreți să vă facă nimic Dumnezeu? Poate fiecare dintre noi suntem aici cu problemele noastre, cu frământările noastre. Poate unii suntem aici veniți de obicei, că așa se vine când se anunță evanghelizare, fără să avem așteptări foarte mari de la Dumnezeu. Dar mă rog lui Dumnezeu ca în această seară Duhul Domnului să se ocupe de fiecare dintre noi. Dacă am venit în locul acesta, frați și surori și prieteni dragi, fără să avem așteptări mari de la Dumnezeu. Mi s-a citit în această seară despre un bărbat și despre o femeie care aveau așteptări mari de la Dumnezeu. Și pentru că au avut așteptări mari de la Dumnezeu, dragii mei, și Simeon și Ana au avut experiența vieților să se întâlnească cu Hristosul lui Dumnezeu, cu Mântuitorul lui Israel și Mântuitorul lumii. Și cred că asta poate fi experiența fiecăruia dintre noi. În această seară, Dumnezeu din cer să se ocupe de fiecare dintre noi. Amin. Dumnezeu din cer să ne vorbească. Amin. Dragii mei, am citit despre niște oameni care treceau printr-o teribilă noapte a vieții. Acum, dacă v-aș întreba în această seară, bună oară, ce înseamnă noapte? A zice perioada aceea dintre seară și dimineață. Nu este lumină. Dar știți că noapte mai înseamnă și altceva? Citea fratele din Roman, capitolul 13, noaptea aproape a trecut. Se apropie ziua. Despre ce fel de noapte credeți că vorbea cuvântul Domnului acolo? Despre noaptea asta? Că oamenii aceștia despre care am citit în Scriptură nu trăiau doar noaptea asta fizică, adică s-a dus soarele și a scăpătat undeva după un deal și a început să dispară lumina și a venit întunericul. Oamenii aceștia trăiau o noapte teribilă în viața lor, momente, perioade de criză deosebită. Pentru că noapte înseamnă perioadă de criză, morală, spirituală sau de alt fel. Vreau să vă întreb, credeți că vremea pe care o trăim noi acum, în această perioadă, este o perioadă de întuneric spiritual și întuneric moral? Sau nu credeți, dragii mei? Când răul este numit bine și binele este numit rău, duceți-vă dumneavoastră unde vreți, deschideți ziarul, căutați pe internet tot ce vreți dumneavoastră, știri. Binele e rău, și răul este bine. Spunea Scriptura despre oameni, despre popoare, dacă vreți, care numesc răul bine și binele rău. E noapte. Noapte morală, e noapte spirituală. Adică, dragii mei, acea stare în care nu ne interesează Dumnezeu. Nu ne interesează valorile lui Dumnezeu. Nu ne interesează voia lui Dumnezeu, ce spune Dumnezeu. Trăim după mersul lumii acesteia și după Domnul puterii văzduhului. Și vreau să vă întreb, se întâmplă asta acum, în vremea aceasta? Fiecare își vede drumul lui. Deci, oamenii aceștia, în noaptea fizică, în noaptea spirituală, dacă vreți, în noaptea crizei de sănătate pe care o aveau în viața lor, erau leproși. În noaptea aceasta fac o exclamație extraordinară care ar trebui să ne pună pe gânduri. Ziua aceasta este o zi de veste bună. Aleluia. Dar nu vedeți că e noapte. Era noapte, era întuneric.
Și în miezul acela de noapte, noapte fizică și noapte de toate felurile, oamenii aceștia zic, ziua aceasta este o zi de veste bună. Cum numiți noaptea zi? Dragii mei, s-a petrecut ceva și în noaptea aceea, în întunericul acela, extraordinar, a început să apară lumina. Aleluia. Nu știu dacă este cineva în sala aceasta, în această seară, care să trăiască într-un anume fel de noapte, poate bolnav, poate fără Dumnezeu, poate, dragii mei, mergând la biserică, dar trăindu-și viața dincolo de zidurile acestea, fără Dumnezeu. Și în seara aceasta poate să apară lumina. Aleluia. Că despre asta vreau să predic în această seară cu ajutorul Domnului, despre noaptea care poate fi numită zi. Ce se întâmplă într-o asemenea noapte când, deși este întuneric de toate felurile, poți să zici, vine ziua, vine dimineața. Vine ziua, este zi. Ce se poate întâmpla? Sau ce ar trebui să se întâmple? Și rugăciunea mea către Dumnezeu este ca în seara aceasta, dragii mei, să se producă această minune, să facă Dumnezeu această minune. Că acolo unde este noapte, în viața vreunuia de aici sau din casele noastre, să înceapă să vină lumina lui Dumnezeu. Aleluia. Pentru că Dumnezeu este lumină. Aleluia. Dragii mei, noaptea care poate fi numită zi este noaptea în care salvarea vieții devine preocuparea principală. Acum, oamenii aceștia stăteau la poarta Samariei. Nu știu de câtă vreme își duceau viața acolo. Era zi, zi fizică. Era noapte, iar zi, iar noapte. Nu știu, erau izolați de comunitate, că așa era regula, să fie izolați de comunitate. Boala aceea foarte contagioasă nu le permitea să stea în comunitate. Erau izolați. Dar probabil că mai avea cineva milă și le mai arunca câte ceva sau le mai dădea câte ceva. Dar a venit momentul acesta din noapte, dintr-o noapte pe care o numit o zi, în care preocuparea lor principală, știți care a fost? Să scape viața. Dacă stăm aici, murim. Trebuie să facem ceva să ne scăpăm viața. Deci, acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră, care este preocuparea principală a noastră, a dumneavoastră, oameni dragi? Care? Știți care este? Să ne meargă bine. Sau cât mai bine. Și ne ducem, dragii mei, și muncim și trudim vara pe căldura aproape insuportabilă, iarna, nu iarna asta probabil, dar iarna general pe ger, aproape insuportabil. De ce? Pentru că vrem să ne meargă mai bine. Ne ducem, dragii mei, și muncim undeva peste hotare să câștigăm un ban mai ușor, poate, sau mai mulți bani decât aici, și ai noștri de acasă să o ducă bine. Sau mai bine. Facem compromisuri uneori. Să ne meargă mai bine. Știți că în Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură că atunci când a fost foamete într-o anumită zonă unde era Avram, a zis că trebuie să haide să mergem în Egipt. E foamete, mergem în Egipt. Și pe drumul acesta, când se coborau spre Egipt, a zis către Sara, spune că ești sora mea, facem compromisul ăsta. De ce? Ca să meargă bine. Din cauza ta. Dragii mei, ascultați-mă bine. Muncim, trudim, alergăm. Și poate că ne merge bine. Poate mai bine. Și poate dintr-un bine, într-un mai bine, încet, încet ne ducem spre asfințit.
Adică spre capătul acestei vieți. E adevărat, dragii mei. Sunteți aici oameni care mai erați tineri. Adică eram tineri. Și ajungem la final. Și vreau să vă întreb. E destul că am trudit să ne meargă mai bine? Pentru că, dragii mei, există ceva în noi care spune că nu-i destul să trăiesc aici să meargă bine. Pentru că a pus Dumnezeu în fiecare dintre noi, prin creație, a pus Dumnezeu gândul veșniciei. Asta spune Sfânta Scriptură. Și avem în noi această tânjire după veșnicie. S-a dus în rugăciunea Domnului Iisus Hristos și a zis, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Am această tânjire în mine după veșnicie. Și nu vrem să murim. A fost zilele trecute la o mormântare și 83 de ani și câteva luni a avut fratele care a murit. Și soția lui a venit plângând la mine și a zis într-o seară de privire, a zis, fratele lui, așa de mult și-ar fi dorit să mai trăiască. 83 de ani. De ce? Avem în noi această tânjire după viață, după veșnicie. Și dragii mei, dacă am crezut că în această lume trăim cât trăim, doar ca să trăim mai bine, ar trebui să pricepem să învățăm de la oamenii aceștia că într-o zi sau într-o noapte a vieții, care poate fi numită zi, salvarea vieții pentru eternitate ar trebui să fie preocuparea principală. Și dacă venim la biserică, și dacă venim la evangelizare, dacă se deschide cartea aceasta, dacă așteptăm să se deschidă cerul, să vorbească Dumnezeu, ar trebui să pricepem, dragii mei, și să decidem preocuparea pentru salvarea vieții pentru eternitate să fie preocuparea principală a vieții. Câți din seara aceasta de aici vor decide ca din această seară asta să fie preocuparea principală a vieții? Dincolo de să ne meargă bine, dincolo să avem bani mai mulți, dincolo să avem confortul pe care nu l-am avut cine știe altădată, să fim preocupați să avem viață veșnică împreună cu Dumnezeu. Asta să fie preocuparea principală. Câți vom lua decizia în această seară? Dragii mei, pentru ca salvarea vieții să devină preocuparea principală, dragii mei, trebuie să vedem că suntem într-un mare pericol. Dar vedem lucrul acesta. Dumneavoastră vedeți? Poate ziceți, bine, fratele lui, nu-i război, o fi criză, dar chiar nu ducem rău. În ce pericol? Ce pericol ar putea să ne pască dacă nu-i război, dacă criza încă nu ne-a ajuns chiar așa de tare și avem cam de toate? Ce pericol ar putea să ne pască? Unii sunt bolnavi. Și boala este un pericol care ne poate paște, nu? Amenințări. Cine știe ce fel de amenințări? Ilie a luat-o la sănătoasă pentru că era o amenințare care venea din partea Izabelei. Deci, mai ascultați-mă, cel mai mare pericol, că s-ar putea unul să fie bolnav și altul să nu fie bolnav. Pe unul să-l amenințe ceva, pe altul să nu-l amenințe ceva. Dar un pericol universal pentru fiecare dintre noi este păcatul. Știți că păcatul ne omoară? Știți? Sau nu credeți lucrul acesta? Și dragii mei, când Dumnezeu se uită de la înălțimea cerurilor, zice Sfânta Scriptură și în Vechiul Testament și în Noul Testament, când se uită Dumnezeu de la înălțimea cerurilor să găsească un singur om neprihănit, adică desăvârșit, nu găsește niciunul. Că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. E un pericol universal. Și ascultați-mă, dragii mei, noi oamenii ne jucăm cu păcatul pentru că păcatul este o mare înșelătorie. Păcatul promite împlinire, păcatul promite plăcere, păcatul promite să te ducă undeva, dragii mei,
Dar înșelătoria pe care o face păcatul este că nu te duce nicăieri, te duce la moarte. Plata păcatului este moartea. Adică această rupere de Dumnezeu, nu doar în existența aceasta, ci pentru eternitate. Asta face păcatul. Ca preocuparea mea principală să fie salvarea vieții, trebuie să văd că sunt într-un mare pericol. Dragii mei, leproșii ăștia au văzut că sunt într-un mare pericol. Chiar dacă era vorba de pericolul ăsta să-și piardă viața asta fizică. Dar n-au avut această preocupare, dragii mei, să se miște din locul acela, să salveze viața până când au zis, murim. Suntem în pericol. Dar, dragii mei, preocuparea asta pentru salvarea vieții nu înseamnă doar că trebuie să-ți faci o analiză să vezi pericolul, ci trebuie să alegi soluția viabilă pentru salvarea vieții. Știți, noi avem impresia că sunt foarte multe, foarte multe variante. Poți o iei pe asta, poți o iei pe asta, poți să te duci pe drumul ăsta, te duci pe drumul ăsta. Leproșii au stat și au zis, avem câteva variante, să rămânem aici. E o soluție. Nu murim. Să intrăm în cetate. Ar fi o variantă. E o soluție să intrăm în cetate. Nu o soluție. Avem una singură. Să ne aruncăm în tabăra sirienilor. E o soluție. Frați și sorori. Dar dumneavoastră credeți că oamenii ăștia știau cum se vor derula lucrurile? Că vor găsi corturi goale, că vor găsi abundență? Dar au zis, asta este singura soluție viabilă în situația aceasta. Fiul risipitor, când a fost departe de casă și trăia în mizerie, în păcate, în fără de legi, dragii mei, a zis, când a zis să sunt aproape pe moarte, a zis, ar fi o variantă să mă lipesc de unul din locuitorii acestei țări. Sau altă variantă ar fi să găsesc pe cineva binevoitor să-mi dea măcar roșcovele de la porci. Dar nu funcționează. Știți care este singura soluție viabilă pentru salvarea vieții? Știți care este? Ascultați-mă bine. Mila. Mila. Că dacă leproșii ăștia și-au salvat viața, dragii mei, ceea ce le-a salvat viața a fost mila. Nu mila sirienilor. Ziceau ei, poate că vor fi miloși și o să ne lase cu viață. Dacă nu, ne vor omori, vom muri. Dar poate că vor avea milă. Dragii mei, pe oamenii aceștia i-a salvat mila lui Dumnezeu. Și vreau să vă întreb, ce variante avem noi ca să ne salvăm viața în afară de mila lui Dumnezeu? Sunteți aici oameni mântuiți. Oameni care v-ați mutat din moarte la viață, din întuneric, din noapte la lumină. Și vreau să vă întreb, ce altceva a produs această mutare decât mila lui Dumnezeu? Că nu l-am impresionat eu cu ceva pe Dumnezeu să vină Domnul în această lume. Și ascultați-mă, mila este mai întâi de toate inițiativa lui Dumnezeu. Nu l-am impresionat, spun încă o dată, Dumnezeu a avut această inițiativă uitându-se la noi, la direcția în care ne ducem, dragii mei, la felul în care ne trăim viața, spre ce destinație ne ducem. Dumnezeu din cer a avut milă și l-a trimis în această lume pe Domnul Iisus Hristos. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu și atât de multă milă a avut de noi. Spune unul dintre evangheliști, evanghelistul Matei, mi se pare pe la capitolul 9, că Domnul uitându-se așa peste mulțimea cea mare de oameni, i s-a făcut, erau ca o turmă fără păstor. Și i s-a făcut milă. Când s-a dus samariteanul acela pe drum, e numit în Biblie samariteanul milostiv, s-a dus pe drumul acela pe care s-a dus un om care cobora de la Ierusalim spre Ierihon și a căzut acolo aproape mort. Samariteanul acesta, zice Biblia, samariteanului acestuia i s-a făcut milă. Și dacă omul acela aproape mort a fost adus la viață,
ascultați-mă, a fost adus la viață din cauza faptului că cineva a avut milă de el. Mila este inițiativa lui Dumnezeu mai întâi de toate. Dar ascultați-mă, dragii mei, mila lui Dumnezeu are vremea ei. Noricând. Ce ziceți? Astăzi Dumnezeu are milă. Da, mâine. E un frate aici care a ridicat din numeri. S-ar putea să aibă Dumnezeu milă de cineva, de eu să nu mai fiu aici. Sau dumneavoastră să nu mai fiți pe aici. Că Dumnezeu are milă în vremea asta, câtă vreme se zice astăzi. Când suntem în viață, percepem mesajul lui Dumnezeu, vorbirea lui Dumnezeu. Dumnezeu din cer are milă, dar după ce am plecat din lumea asta. Era acolo în locuința morților bogatul acela care a dus o viață de huzur, se îmbrăca în porfiră, în subțire, avea de toate. Toată ziua trăia în plăceri. Și era la ușa lui Lazar acela care și bolnav, și flămând, și sărac. Și când a ajuns, bogatul ăsta în locuința morților și-a ridicat ochii în sus și l-a văzut pe Avram, l-a văzut pe Lazar în sânul lui și a zis, cumva, ai milă. Trimite pe Lazar să-și moaie degetul în apă, să vină să îmbrăcurească buzele, că tare mă chinuiesc aici. Mai este milă. De ce, dragii mei, dacă noaptea asta vieții pe care o trăim acum vrem să ne salvăm viața, dragii mei, singura soluție viabilă este mila lui Dumnezeu. Și când vă uitați la Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dragii mei, în El este ascunsă mila lui Dumnezeu. Mă rog Domnului Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar, dragii mei, preocuparea asta pentru salvarea vieții nu înseamnă doar atât. Să recunoști care este singura soluție viabilă. Înseamnă să acționezi. Să faci ceva. Ziceau leproșii ăștia, dacă vom sta aici, dacă vom rămâne a locului, dacă nu facem ceva, dacă nu acționăm, dacă nu ne mișcăm într-o anumită direcție, dacă nu acționăm, murim. Dragii mei, putem veni la evanghelizare cât vreți dumneavoastră și știu că biserica asta mai urmăresc și eu, că ne permite acum tehnica. Știu că biserica asta are foarte multe evanghelizări. Poți merge la câte evanghelizări vrei. Ascultați-mă, evanghelizările nu sunt competiții între predicatori. Dumneavoastră să dați note la predicatorii care vin aici. Evanghelizările sunt, dragii mei, ocazii să ne expunem vorbirii lui Dumnezeu. Dumnezeu din cer să ne vorbească. Dragii mei, dar degeaba vorbește Dumnezeu dacă nu suntem dispuși să acționăm, să facem ceva. Dacă nu acționăm, ziceau leproșii ăștia, și rămânem aici, murim. Pentru a acționa înseamnă, dragii mei, a te mișca din locul în care ești, a ieși din starea în care ești și a te îndrepta spre Cel care poate să dea viață, adică spre Dumnezeu. Știți, Domnul Iisus Hristos a dus într-o zi, o zi de, era praznic pe la Ierusalim, într-o zonă a orașului unde erau un fel de sanatoriu, dacă vreți. Era o scăldătoare acolo, erau adunați foarte mulți bolnavi acolo și se întâmpla o minune. Nu știu cum se întâmpla minunea aceea, cobora un înger de la Dumnezeu, tulbura pe aceea, cel care mergea primul, spune Sfânta Scriptură, ce se întâmpla? Se făcea sănătos. Și era acolo un slăbănoc de multă vreme. Știți că omul ăsta avea privire îndreptate spre bazinul ăsta să prindă momentul când vine îngerul lui Dumnezeu, când se tulbură apa, să ajungă cumva acolo. Era îndreptat într-acolo. Și vine cineva, se îndreaptă spre el și îi pune următoarea întrebare. Vrei să te faci sănătos? Știți ce trebuia să facă omul acesta? Frați și surori, să-și ia privirea de acolo, de la bazinul ăla și să o îndrepte spre Fiul lui Dumnezeu care s-a oprit lângă el. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a zis, scoală-te, ridică-ți patul
și du-te acasă. Când Naaman din Vechiul Testament, generalul acela sirian lepros, și el s-a dus în țara lui Israel, pentru că fetița ce a spus despre profetul de acolo, când omul ăsta s-a dus acolo, știți când a fost omul ăsta vindecat? Când și-a luat privirea, că s-a dus prima dată la împăratul lui Israel, pe urmă s-a dus la profetul Elisei, când și-a luat privirea de acolo și a îndreptat-o spre Dumnezeu, dispus să asculte, a făcut ceva. S-a dus la Iordan, ascultând de Dumnezeu, s-a scăldat de 7 ori și s-a dus acasă curățit. Deci, dragii mei, noaptea care poate fi numită zi, este noaptea aceea în care salvarea vieții devine preocuparea principală a fiecăruia dintre noi. A vieții pentru eternitate. Mă rog lui Dumnezeu în această seară, dragii mei, ceva să se producă în mintea noastră. Aleluia. În preocupările noastre. Pentru că trăim o vreme, dragii mei, atât de complicată, în care și pentru creștini și pentru necreștini preocuparea principală este viața aceasta. Viața aceasta pentru pământ. Deși Dumnezeu ne-a chemat să ne preocupăm de viața veșnică. De aceea mă rog lui Dumnezeu ceva să se producă în această seară. Să luăm această decizie. Dumnezeule, vreau să-mi scap viața pentru eternitate. Pentru veșnicie. În al doilea rând, dragii mei, noaptea care poate fi numită zi este noaptea în care decidem să ne schimbăm stilul de viață. Acum, când vorbim despre noapte spirituală și ne gândim la ruperea asta noastră de Dumnezeu, cam cum trăiește un om care trăiește în noapte morală și în noapte spirituală? Spuneți dumneavoastră. Făcând toate relele. Trăiește pentru sine. Știți ce au făcut leproșii ăștia când au descoperit că sirienii au plecat, corturile sunt părăsite acolo, sunt pline de alimente, de tot ce aveau ei nevoie, dragii mei. Știți ce au făcut leproșii ăștia? Au trăit cum trăiesc oamenii fără Dumnezeu. Au trăit pentru egoist. Au luat, au mâncat, au băut, au luat, au ascuns. Dar noaptea asta pe care au numit-o ei zi, dragii mei, s-a produs ceva. Au zis la un moment dat așa, nu facem bine ce facem. Adică vrem să schimbăm. Dacă până acum n-am făcut bine ce am făcut, de acum înainte vrem să facem bine, vrem să facem ce trebuie să facem. Care din locul acesta, dragii mei, în această seară, are curajul înaintea lui Dumnezeu să spună, n-am făcut bine ce am făcut până acum? Pentru că noaptea care poate fi numită zi înseamnă să decizi să schimbi ceva în viață. Stilul de viață. Dar pentru asta, dragii mei, pentru asta trebuie să ne facem o analiză personală serioasă. Și vreau să vă întreb, unde am putea să ne facem analiza personală serioasă să ajungem și la o concluzie corectă decât înaintea lui Dumnezeu? Unde? Unde am putea? Ce mă poate duce la o concluzie serioasă? Mintea mea? S-ar putea. Dar știți că mintea mea uneori este întunecată și, cum spuneam mai la început, numesc răul bine și binele rău. Știți asta? Pentru că mintea mea este întunecată. Zicea Dumnezeu la un moment dat către Iona, stătea undeva bosunflat acolo pe o ridicătură lângă Ninive. Zicea Dumnezeu către Iona, bine faci tu de te mâni. Care a fost răspunsul lui Iona? Bine. Bine fac. Că mintea nu-ți spune totdeauna corect dacă faci bine sau dacă faci rău. Simțurile mele o să-mi spună. Nu. Pentru că simțurile mele o să-mi spună ce spune lumea aceasta, că este plăcut și că este plăcere. Când îmi fac analiza mea personală, trebuie să o fac înaintea lui Dumnezeu, înaintea sfințeniei lui Dumnezeu. Știți, zicea David către, înaintea lui Dumnezeu, zicea la un moment dat, am păcătuit și am făcut ce este
rău înaintea ta. Dar știți când a spus lucrul acesta? Știți? După ce a fost Natan la el și Natan i-a zis, așa vorbește Domnul. Când a auzit David din partea lui Dumnezeu, așa vorbește Domnul, în momentul acela David s-a analizat înaintea lui Dumnezeu și a zis, n-am făcut bine ce am făcut. Sunt un păcătos înaintea lui Dumnezeu. Ei, dragii mei, seara aceasta este seara în care, aici în locul acesta, înaintea lui Dumnezeu, ne putem face o analiză personală serioasă. Ce am făcut până acum? E bine sau e rău? Cum am trăit până acum? E bine sau e rău? Pe unde am umblat? E bine sau e rău? Cu cine m-am întovărășit? E bine sau e rău? Înaintea lui Dumnezeu pot să văd, dragii mei, corect cam cum sunt, cam pe unde sunt, cam cum e viața. Spune Sfânta Scriptură în Vechiul Testament, în cartea profetului Isaia, la capitolul 6, că omul acesta, Isaia, într-o zi a avut așa o viziune de la Dumnezeu, scaunul acela de domnie foarte înalt pe care stătea Dumnezeu și poalele mantiei care coborau jos în templu și acolo lângă tronul acela, dragii mei, foarte înalt, serafimii ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Când și-a oglindit Isaia ființa, viața lui, în sfințenia lui Dumnezeu, a zis, vai de mine, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut pe Domnul oștirilor. Sunt pierdut. Că, dragii mei, noaptea care poate fi numită zi este noaptea aceea în care decidem să schimbăm stilul de viață. Și pentru asta trebuie să văd cum sunt. Dragii mei, pentru ca să-mi schimb stilul de viață, trebuie să am momente serioase de sinceritate. Să fiu sincer cu mine însumi. Că nu ne vine foarte ușor, dragii mei, să spunem că suntem răi, că suntem păcătoși. M-a sunat zilele trecute cineva. Știam onorabil. Și a zis, vreau să-ți spun că sunt un bețiv. Dar povestea multe ori la telefon. Știam că a fost cândva. Vreau să-ți spun că sunt un bețiv. M-a surprins sinceritatea cu care îmi vorbea la telefon. Când vrei să schimbi ceva și îmi spunea, vreau să schimb. Când vrei să schimbi ceva, să schimbi stilul de viață, modul în care trăiești, trebuie să treci prin aceste momente de sinceritate. Sunt un păcătos. Știu pe cineva care n-a făcut un lucru grav, un lucru mare și a ieșit într-o zi din papuci, așa cum zicem noi. Și a avut un moment de sinceritate, l-am auzit zicând așa, sunt un ticălos. Sunt un ticălos. Credeți că puteți să vă schimbați stilul de viață fără să aveți acest moment de sinceritate cu dumneavoastră și înaintea lui Dumnezeu? Credeți că puteți? Dar nu puteți ieși din noapte. Nu putem ieși din noapte. Nu putem veni la lumină, dragii mei, fără să schimbăm stilul de viață, fără să recunoaștem cum suntem înaintea lui Dumnezeu. Zicea Iov în Vechiul Testament, mi-e scârbă de mine. Mi-e scârbă de mine. A zis care v-a vreodată lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu? Poate nu. Și mai mult ca sigur că nu. Pentru că ne place să avem o imagine grozavă despre noi. Deci, mai pocăința trece prin această coborâre înaintea lui Dumnezeu. Mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc. Zicea Iov în Vechiul Testament. Și Dumnezeu din cer primește pocăința, dragii mei, și șterge toate păcatele și mizeria și ticăloșia, dragii mei, și păcatele care se țin, dragii mei, lanți după noi. Dumnezeu le ia și le aruncă departe în marea uitării. Și începem să trăim o viață nouă. Dar, dragii mei, schimbarea asta stilului de viață, felul în care trăim, trece pe la momentul de sinceritate. Dar trebuie să avem și momente de curaj.
Vreau să vă întreb. Credeți că acestui om care mi-a zis sunt un bețiv, e simplu să treacă de aici colo? E simplu? Nu e simplu. Trebuie să ia o decizie radicală, să aibă curajul să ia o decizie radicală. Domnul Iisus Hristos a dus prin Ierihon într-o zi și mulțimile se ținau după Domnul Iisus Hristos și Zacheu s-a urcat în dud. Și a zis Domnul către Zacheu, dă-te jos că trebuie să intru în casa ta. Și Zacheu s-a dat și a intrat Domnul în casa lui și când a fost în casa lui Zacheu, Domnul a făcut următoarea afirmație. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Dar știți cine era Zacheu? Un ticălos. Știți? Un înșelător. Un hoț. Dar în momentul acela în care, dragii mei, Domnul a intrat în casa lui și a intrat mântuirea în casa lui, omul ăsta a avut curajul să ia decizii radicale și a zis jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am păgubit pe cineva, dau înapoi de 4 ori. Ia aceasta o decizie curajoasă. Care de aici ați avea curajul să luați o asemenea decizie? Saul din Tars s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos pe drumul spre Damasc. Când Domnul Iisus Hristos l-a trimis pe Anania să se ducă acolo în Damasc, în casa aceea unde se găsea Saul din Tars, a zis Anania, am auzit despre toate relele pe care le făcea omul acesta. Dar știți cum ăsta și-a schimbat stilul de viață? Știți, dragii mei? Pentru că s-a coborât jos în sinceritate și a zis la un moment dat, sunt cel dintâi dintre păcătoși. Și a luat decizia asta radicală, dragii mei. Se uitau iudeii la el, se uitau cei din biserică la el și nu le venea să creadă cum ăsta a luat această decizie să-l propovăduiască pe Hristosul pe care l-a renegat și pentru care a dat la moarte pe cei care îl urmau pe Domnul Iisus Hristos. Să dovedească din Scripturi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Este asta o decizie radicală? Sigur că este. Dragii mei, noaptea care poate fi numită zi este noaptea în care decidem să ne schimbăm stilul de viață. Domnul să ne ajute. În al treilea rând, dragii mei, noaptea care poate fi numită zi este noaptea în care ne îndeplinim responsabilitățile spirituale pe care le avem. Sau responsabilitățile sau menirea vieții noastre aici pe pământul acesta. Oamenii aceștia s-au trezit la un moment dat că dețin o veste bună. E adevărat? Ziua aceasta, ziceau ei, este o zi de veste bună. Știți care era vestea asta bună? S-au dus și au strigat înăuntru cetății, peste zid, la cei care au pe zid, să se ducă la împăratul, să ducă vestea asta, că este de mâncare la poarta cetății. Cum vreau să vă întreb, frați și surori, oameni din biserică, dumneavoastră dețineți o veste bună? Sau nu dețineți? Dețineți sau nu dețineți? Care e vestea asta bună? Oricine crede în El poate să fie mântuit. Aleluia. Ce faceți cu vestea asta bună? Oamenii aceștia au zis, nu facem bine să ținem vestea asta bună pentru noi. Pentru că în timp ce noi o ducem bine, sau cum erau leproși ăștia, în timp ce ei petreceau, ce ei petreceau, dragii mei, alții mureau în cetate. Și în timp ce noi o ducem bine aici, ne înfructăm din Evanghelia Domnului Iisus Hristos și predicator peste predicator în fiecare seară, dragii mei, știți că în vremea asta alții mor dincolo de zidurile acestea, mor din punct de vedere spiritual, sunt morți în păcate și fără de legi. Ce faceți cu vestea bună? Știți că responsabilitatea noastră este să luăm vestea asta, să o ducem mai departe? Aleluia. Știți? Pentru că în această lume, cine deține o veste bună, este responsabil să o ducă mai departe.
Și Biserica lui Dumnezeu și mântuiții lui Dumnezeu dețin această veste bună care se cheamă Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Asta e vestea bună. Dacă până în această seară, dragii mei, n-am priceput că suntem responsabili în această lume să ducem mai departe, să transmitem mai departe, nu doar predicatorii, vestea asta bună, să pricepem din această seară că fiecare dintre noi avem această... Oamenii aceștia nu erau oameni care să aibă retorică. Că nu trebuie să ai. Nu trebuie să ai școală teologică. Nu trebuie să fii un om care să ai abilitatea vorbirii în public. Trebuie să deții o veste bună și să o spui. Pentru că, dragii mei, știți ce zice oamenii aceștia? Dacă nu ne ducem să spunem veste bună, vom fi pedepsiți. Câți dintre noi ne-am gândit că dacă avem ocazia să ducem vestea bună și nu o ducem, vom fi pedepsiți? Câți? Știți ce zicea Mardoheu către Estera? Știți? Dacă tu vei tăcea în ziua aceasta, dacă tu vei tăcea în ziua aceasta, acum când este pericol pentru neamul tău, pentru națiunea ta, dacă tu vei tăcea în ziua aceasta, ajutorul și izbăvirea vine din altă parte, dar tu vei muri. Vei fi pedepsită, cu alte cuvinte. Dragii mei, vestea asta bună pe care o deținem noi și pe care trebuie să o ducem mai departe și care este responsabilitatea noastră, dragii mei, este expresia unei experiențe pe care noi am avut-o cu Dumnezeu. Oamenii aceștia, dragii mei, au avut experiența vieții lor să iasă în tabăra sirienilor, să vadă că au plecat ostașii de acolo, că sunt corturile pline, au mâncat, este experiența vieții lor. Și dacă s-au dus să paseze vestea asta bună mai departe, dragii mei, duceau vestea asta bună ca experiența vieții lor. Și ascultați-mă bine, dragii mei, noi ne ducem cu vestea asta bună pentru că am experimentat noi ceva din Dumnezeu. Când l-a eliberat Domnul Iisus Hristos pe demonizatul acela pe care l-a dus tata prima dată la ucenici și apoi l-a dus la Domnul Iisus Hristos, spune Sfânta Scriptură că după ce a fost eliberat, omul ăsta a vrut să pășească în corabie, să meargă cu Domnul, să pornească cu Domnul în călătorie. Domnul l-a lăsat, știți de ce? A zis, du-te acasă la ai tăi și spune-le, ce să le spună? Ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine? Adică du-te și spune-le experiența pe care ai avut-o. Este vestea bună pe care poți să o aduci, să o duci mai departe. Am avut experiență cu Domnul. Când femeia aceea din Samaria care a venit la fântână să ducă apă, dragii mei, a stat de vorbă cu Domnul Iisus Hristos, s-a dus în cetate, avea o veste bună. Știți ce a zis când s-a dus în cetate? Veniți și vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este el Mesia? Experiența mea cu el a fost asta. Mi-a citit istoria, mi-a citit trecutul, mă cunoaște, mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este el Mesia? Și spune Sfânta Scriptură că atunci când te duci să duci vestea asta bună, dragii mei, vestea asta bună care ajunge și la alții, îi determină să caute, să aibă experiența pe care ai avut-o și tu. Vă dați seama ce s-ar întâmpla în imediata noastră apropiere dacă noi am pricepe că asta este responsabilitatea noastră. Deținem o veste bună. Aleluia. Pe care nu trebuie să o ținem pentru noi, să o spunem și la alții. Spune Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan că după ce avea Domnul Iisus Hristos, a arătat la ucenici, erau cu ușile încuiate, a apărut seara în mijlocul lor și a zis, pace vouă, Toma nu era pe acolo. Dar ucenicii ăștia, dragii mei, au început să dețină o veste bună, că Iisus Hristos nu mai este în mormânt, a înviat dintre cei morți. Și, dragii mei,
N-au ținut-o pentru ei, au transmis-o și lui Toma și au zis: Toma, noi l-am văzut pe Domnul, am pus degetul în ranele lui. Vreau să vă întreb, a născut asta în Toma dorința să-l vadă și el? Să aibă și el această întâlnire? Sigur. Și Domnul Iisus Hristos îi s-a descoperit și lui Toma, dragii mei. Vreau să vă provoc în această seară, dragii mei, să ieșim din noaptea în care suntem. Încă o dată spun, s-a citit, nu știu, providențial în seara aceasta din Roman 13, noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să facă Dumnezeu să treacă noaptea asta, să vină ziua, lumina în viețile noastre. Și preocuparea noastră principală să fie cum să ne salvăm viața din moartea asta în păcat și fără de lege. Viață pentru Dumnezeu. Cum să ne schimbăm stilul de viață. Să ajungem la momentul acela în care să spunem: nu facem bine ceea ce facem. Stop! Luăm acea decizie curajoasă în seara aceasta. Începem să urâm răul și să facem binele. E decizia curajoasă. Se vor mira poate cei din casele noastre, din jurul nostru, cum s-au mirat de Saul din Tars. Și biserica s-au mirat și iudeii. Dar a venit momentul acela în care vrem să schimbăm modul de viață. N-am făcut bine, vrem să facem bine. Și începem să vorbim pe unde n-am vorbit niciodată. Poate acasă, poate la școală, poate la locul de muncă, pentru că deținem o veste bună. Și ascultați-mă, dragii mei, dacă asta se întâmplă, începem să trăim în lumina lui Dumnezeu. Aleluia. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze pe toți. Amin.